Domnul să binecuvinteze Licuriții și familiile lor. Amin. În seara aceasta, după cum fratele Vasile a spus deja, mi-am pregătit un mesaj în limba engleză, dar pentru că văd că sunt mai mulți vorbitori de limba română în sală, am să încerc să vorbesc aceleași lucruri, dar în limba română, în română. Nu știu cum o să-mi iese exact, dar am să încerc să transmit același mesaj pe care Dumnezeu l-a pus pe inima mea. În seara aceasta avem în față acest text care este arhi cunoscut. Cred că fiecare din Licurici cunoaște această ilustrație, această parabolă a Domnului Iisus despre samariteanul milostiv. S-au vorbit din textul acesta probabil de sute de ori, de zeci de ori în adunarea aceasta și probabil se va mai vorbi. Și există pericolul ca atunci când auzim aceleași lucruri de multe ori, să trecem cu vederea peste ele și să credem că știm aceste lucruri. Dar ceea ce este important nu este cât de bine le știm la nivelul minții, ci cât de mult și cum le trăim în viața noastră de fiecare zi. Avem în seara aceasta acest învățător al legii, un om care știa legea pe din afară, care se ridică și îi pune o întrebare Domnului Iisus. Și îi pune o întrebare, aș zice că este o întrebare extrem de importantă, nu-i așa? Spune, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și nu știu la ce răspuns se aștepta el, nu știu ce lucru se gândea că îi va cere Domnul Iisus ca să ajungă să moștenească viața veșnică, dar eu cred că a fost surprins când Domnul Iisus Hristos îl întoarce înapoi la ceea ce el știa foarte bine. Și Domnul Iisus îi răspunde, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Și el a răspuns, pentru că știa legea pe din afară, a făcut un sumar și a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul Iisus spune, bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Vedeți dumneavoastră, când noi vorbim despre dragostea noastră față de Dumnezeu, este un concept așa cam abstract, să zic așa. Noi nu putem vedea pe Dumnezeu cu ochii noștri, nu auzim vocea auzibilă a lui Dumnezeu care să ne spună dacă suntem, dacă într-adevăr îl iubim sau nu. Și oamenii nu pot vedea în interiorul inimii noastre, în adâncul inimii noastre, ca să vadă dacă noi într-adevăr îl iubim pe Dumnezeu. Cum putem dovedi noi dragostea aceasta noastră față de Dumnezeu? Cum arătăm noi că îl iubim pe Dumnezeu? Noi putem vorbi și Biblia spune și Domnul Iisus spune, nu cine spune Doamne, Doamne, și Apostolul Ioan spune, cine zice că iubește pe Dumnezeu, dar urăște pe aproapele lui, este un mincinos. Deci vorbele noastre la un moment dat nu contează, ci ceea ce contează sunt acțiunile noastre pe care le facem față de semenii noștri. Și felul în care ne raportăm noi la semenii noștri arată dragostea noastră față de Dumnezeu. Și la lucrul acesta a vrut să ajungă Domnul Iisus Hristos. Și cred că acest învățător al legii deodată s-a simțit un pic nesigur. Pentru că el putea să spună că îl iubește pe Dumnezeu, dar când s-a auzit spunând pe sine însuși că trebuie să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, ca om mă gândesc că s-a simțit puțin mustrat în cugetul lui. Probabil că s-a gândit la relațiile cu care le avea cu cei din jurul lui și s-a gândit că poate nu e așa. S-a simțit puțin vinovat și a încercat să se justifice și spune așa. Dar el care vroia să se îndreptățească a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? A încercat cumva să pună într-o anumită categorie pe aproapele lui. Poate sunt evrei, poate sunt oameni care cred la fel ca și mine, poate sunt prietenii mei, familia mea.
Și Domnul Iisus la această întrebare, cine este aproapele meu, îi răspunde cu această pildă. Și fiecare persoană din locul acesta cunoaște istoria, știe ce s-a întâmplat. Un om care se cobora pe drumul acela între Ierusalim și Ierihon, un loc muntos, un loc în care stăteau hoții, a căzut între tâlhari, l-au bătut zdravăn și l-au lăsat aproape mort. Și cum zicea el acolo, a trecut un preot, preoții nu aveau, probabil se ducea la slujba de la templu, ei nu aveau voie să se atingă de trupuri moarte, nu aveau voie să, din cauza faptului că ei trebuiau să fie sfinți pentru slujba de la templu, preotul s-a uitat și a trecut mai departe. A venit un levit, s-a uitat și el și a trecut mai departe. Și apoi cunoașteți cum a venit samariteanul, care ei nu aveau legături cu el, erau considerați dușmani, și samariteanul și-a făcut milă de el. Și prin istorisirea aceasta, Domnul Iisus Hristos vrea să-i arate ce fel de dragoste așteaptă Dumnezeu de la el față de aproapele său. Și astfel de dragoste o dorește Dumnezeu de la noi în seara aceasta. Aleluia. Pentru că dacă legea vechi testamentală spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, Domnul Iisus a ridicat standardul și mai mult și a spus trebuie să iubești pe dușmanii tăi. Și dacă lui, în vremea de atunci, s-au aplicat aceste cuvinte, oare nu ni se aplică și nouă? De aceea, haideți în scurte cuvinte să privim la această întrebare. Cine este aproapele meu? Și să vedem cum ne raportăm, ce trebuie să facem noi ca să iubim pe aproapele nostru așa cum vrea Domnul Iisus ca noi să-L iubim. Cine este aproapele nostru? Și privind în textul acesta, vedem că aproapele nostru este orice ființă umană care are nevoie de ajutorul nostru. Amin. Este fiecare ființă umană cu care noi intrăm în contact și putem să întindem o mână de ajutor. Asta este definiția pe care o dă Dumnezeu aproapelui nostru. Prin definiție, aproape înseamnă cineva care este aproape. Vecinii, în sfera noastră de influență, când zicem aproape, ne gândim la cineva care este în jurul nostru. Familia noastră, rudele noastre, frații din biserică, cei cu care mergem la lucru, cei cu care ne întâlnim în viața noastră de fiecare zi. Poate Dumnezeu nu te-a chemat ca să mergi în Africa să fii misionar, poate Dumnezeu nu te-a chemat în India să rezolvi problemele unor oameni de acolo. Dar ceea ce Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi este să iubim pe cei din cercul nostru de influență, pe cei pe care în familia în care ne-a așezat Dumnezeu, în biserica în care ne-a așezat Dumnezeu, oamenii cu care noi intrăm în contact în fiecare zi. Aceștia sunt aproapele nostru. Aleluia! Și dacă am văzut care este aproapele nostru, haideți să vedem. Ce putem face? Niște lucruri practice ca să-L iubim pe aproapele nostru. Primul lucru pe care îl văd în textul acesta este că trebuie să vedem nevoia aproapelui nostru. Vedeți dumneavoastră, toți trei au văzut această nevoie, au dat peste omul acela rănit, căzut acolo în drum, aproape mort, și l-au văzut, au văzut nevoia lor. Și it's kind of obvious. Te izbea priveliștea aceasta. Dar revenind la noi, în viața noastră de zi cu zi, mi se pare că atât de greu ne deschidem ochii ca să vedem nevoile celor din jurul nostru. Parcă atât de greu trecem peste această barieră a politeții, peste această barieră și vorbesc despre mine aici. Și nu suntem gata ca să vedem, să ne deschidem ochii și să vedem nevoia aproapelui nostru.
Vorbim când ne întâlnim de job, de business, de politică. Și atâtea de puține ori poate intrăm puțin mai adânc și să vedem oare ce-l doare pe fratele nostru. Oare cum merge cu viața lui spirituală? Poate se luptă cu anumite lucruri, poate aș putea să-l ajut. Avem atâtea probleme între noi și cred că fiecare familie știe problemele ei. Copii neascultători, avem familii care nu se înțeleg, oameni care suferă din punct de vedere material, care e de struggle, oameni care au nevoie de ajutor în rugăciune cu anumite cauze. Aș vrea ca în seara aceasta Dumnezeu să ne dea ochi ca să vedem nevoile celor din jurul nostru. Amin. Să fim sensibili la nevoile celor din jurul nostru. Deci primul lucru, haideți să ne deschidem ochii și să vedem nevoile celor din jurul nostru, nevoile oamenilor lângă care Dumnezeu ne-a așezat. Al doilea lucru, spune în textul acesta că samariteanul l-a văzut și i s-a făcut milă de el. He had compassion. Și asta l-a făcut mai deosebit. Deja, dacă toți trei l-au văzut, și preotul, și levitul, și samariteanul, asta a făcut diferența. Faptul că la samaritean i s-a făcut milă de el. Și ce înseamnă ca să-ți fie milă de cineva? Mila aceasta duce mai, este mai mult decât să-ți pară rău de situația lui. Este o milă care te îndeamnă să faci ceva. Te îndeamnă, nu-ți dă pace, este o milă care îți pare rău și vrei să faci tot ce este posibil, tot ce ține de tine, ca să ajuți persoana respectivă. Despre această milă este vorba și această milă o vedem în Noul Testament de atâtea ori când Domnul Iisus Hristos auzea pe câte un nenorocit că striga după el. Spunea că Domnul Iisus, lui Iisus i s-a făcut milă de el și se ducea și îl vindeca. Mila Domnului Iisus Hristos era urmată de acțiune, era o milă care ducea la acțiune. Aș vrea în seara aceasta să ne cercetăm inimile noastre. Și dacă auzim despre probleme, dacă auzim despre lucruri care se întâmplă în mijlocul nostru și nu simțim milă, nu simțim compasiune, poate mai rău, poate simțim că așa-i trebuie, poate simțim judecată, aș vrea ca să ne rugăm ca Domnul să ne schimbe inima noastră, să ne dea o inimă sensibilă și o inimă asemănătoare cu a Domnului Iisus Hristos, căci numai astfel vom putea să iubim pe aproapele nostru așa cum Domnul Iisus vrea să-L iubim. Al treilea pas este că mila aceasta duce la acțiune, duce la sacrificiu. Faci ceva pentru persoana respectivă. Uitați-vă doar la exemplul acestui samaritean. I s-a făcut milă. Și ce a făcut în continuare? S-a apropiat de el, i-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin. Deja s-a oprit din călătoria lui, deja a pierdut timp, a dat din timpul lui, a zis, mă duc și mă opresc în dreptul omului acestuia și a cheltuit deja timpul lui, a luat din un de lemnul lui, a luat vin, l-a pus pe dobitocul lui. Asta înseamnă că omul ăsta, care înainte poate mergea călare pe dobitocul lui, acum s-a dat jos, a zis, lasă, îl pun pe el și am să merg eu pe jos, s-a sacrificat confortul lui, nu știu câte mile au trebuit să meargă. L-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Și spune că a doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltuiți, voi da înapoi la întoarcere. Înțeleg din textul acesta că samariteanul a stat toată noaptea și a îngrijit de omul acesta. Spune aici că l-a dus la han și a îngrijit de el. Să îngrijești de un om bătut, zdravă, un om care era aproape pe moarte, mă gândesc că omul ăla nu a dormit prea mult în noaptea aceea.
a luat sacrificiu. S-a sculat dimineața, probabil cu dureri de cap, probabil obosit, și a mai scos bani și a dat hangiului. La astfel de dragoste ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Amin. La o dragoste care se cheltuiește. La o dragoste care dă de la sine. Fără să aștepte ceva in return. Pentru că omul acesta, acest iudeu care nici nu îi se dă numele, de fapt nimănui nu îi se dă numele în istorisirea aceasta. Israel a fost în viață din cauza că cineva a plătit, a dat ca el să trăiască. Și dacă ne uităm puțin mai adânc la pilda aceasta, cred că fiecare dintre noi ne putem vedea în această pildă. Dacă ești în locul acesta și ești un copil al lui Dumnezeu, cred că a fost un timp în viața ta în care ai fost căzut între tâlhari. Cred că a fost un timp în viața ta în care diavolul și-a bătut joc de tine, nu aveai nicio șansă de scăpare, nu aveai nicio șansă ca să te eliberezi, nu aveai nicio șansă ca să supraviețuiești, să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Dacă e să luăm, o să facem așa o alegorie, preotul care poate să simbolizeze legea vechi testamentală, care este bună, care este dreaptă, vine în dreptul tău, îți spune câte le-ai greșit și nu poți, și trece pe lângă tine, nu te poate ajuta, pentru că nimeni nu poate împlini legea, cum știți. Levitul, dacă ar fi să fie slujbele, faptele bune care le facem, altcelea nu mântuiesc, nu ne pot mântui, suntem și am fost pierduți, nu aveam nimic fără un samaritean. Aleluia. Fără mila pe care ne-a arătat-o Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Imaginea samariteanului este imaginea Domnului Iisus Hristos. Și felul în care samariteanul acesta s-a plecat, i-a uns rănile, l-a pus pe dobitocul lui, l-a luat din moarte și l-a dus la viață. Este ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru fiecare dintre noi, frați și surori. Amin. Și dacă suntem în seara aceasta aici, este doar datorită milei și harului lui Dumnezeu. Amin. Și cred în seara aceasta, ca să iubești așa cum vrea Dumnezeu, trebuie ca să ne aducem aminte de dragostea care ne-a fost arătată nouă. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune de altă parabolă a Domnului Iisus Hristos despre cei doi datornici. Dacă Domnul Iisus Hristos ne-a arătat atâta dragoste nouă, dacă ne-a scos din moarte și ne-a dat cerul ca moștenire, noi moștenim viața veșnică numai prin mila Domnului Iisus Hristos. Dacă El ne-a arătat atâta dragoste, cu cât mai mult noi avem datoria să arătăm aceeași dragoste față de frații, surorile noastre, față de fiecare ființă umană cu care avem de-a face. Amin. Și încă un lucru aș vrea să mai spun în seara aceasta. Dacă încă ești pe drum lovit, dacă încă nu te-ai întâlnit cu samariteanul, dacă nu te-ai întâlnit cu acel care poate să te aducă la safety, care poate să-ți dea viață, singurul care poate să te ajute, El încă mai ajută și astăzi. El încă mai caută și astăzi. El cunoaște starea ta. Cunoaște luptele tale, cunoaște totul despre tine. El este plin de milă și plin de îndurare și nu se uită la tine ca să te pedepsească, ci caută să-ți lege rănile și pune peste rănile tale sângele mielului lui Dumnezeu, care vindecă orice rană. Biblia spune că prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aleluia! În seara aceasta, El este încă, mai trece pe lângă tine, și dacă
Dacă încă nu te-ai întâlnit cu El, dacă încă mai stai pe drum, poate în seara aceasta este momentul ca să-L lași pe El să te ducă la hanul de poposire, ca să lași pe El să ia control asupra vieții tale, pentru că El este singurul care poate să-ți dea viață și să-ți dea mântuire. Aș vrea ca fiecare dintre noi să ne ajute Domnul Iisus Hristos să privim la cei din jurul nostru și să vedem nevoile lor, să avem milă față de ei și să nu ne fie greu să ne cheltuim timpul nostru, resursele noastre, ca să le arătăm o dragoste, la fel ca cea care a fost arătată nouă de Domnul Iisus Hristos. Amin.